Un bărbat de 53 de ani, care conducea un autoturism pe strada Păltinișului din Baia Mare, ar fi surprins și accidentat un minor de 9 ani, care în calitate de biciclist ar fi traversat strada fără să se asigure. În urma accidentului a rezultat vătămarea corporală a minorului, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest și nu se afla sub influența băuturilor alcoolice. În cauză s-a întocmit dosar penal cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă și sub coordonarea procurorului se continuă cercetările. Bicicliștii, la fel ca toți ceilalți participanți la trafic, au obligația să respecte regulile de circulație. Copiii, în calitate de bicicliști, reprezintă o categorie vulnerabilă de participanți la trafic. Polițiștii maramureșeni atrag atenția cu privire la faptul că minorilor sub 14 ani le este interzis să circule cu bicicleta pe drumurile publice. În situația în care au peste 14 ani, polițiștii reamintesc că o conduită preventivă contribuie la prevenirea victimizării.